Superliga vă este oferită de Superbet. Este o zi de sărbătoare pentru fotbalul din România. În fața unui stadion asaltat de fani, în fața milioanelor de oameni adunați la televizoare, se întâlnesc singurele echipe românești care în ani au fost adversare atât în întrecerile organizate în România, cât și în cupele europene. Acolo unde în 2006 au jucat acel memorabil sfert de finală în Cupa UEFA. Radunovic, egal cu Hermannstadt, egal cu Clujul, egal cu Voluntariul, egal cu Petrolul. Pătrundere bună în care Băluță pasează parcă la portar, încercând să lobeze, gândindu-se probabil că Horațiu Moldovan va sări la picioarele sale. Foarte bine a trece Băluță, foarte da. Ușor de Iacob Băluță. Și a pus în valoare atuul său principal, sau mă rog, unul dintre aturile sale principale, viteza. Schimbă, fă altceva. Pasă greșită, pleacă Ghezana lângă Vaie, cade sudafricanul. S-au repliat cei de la FCSB. Papo în poziție de șut, Papo, Papo, frumos pătrunde, Papo! Ce gol marchează francezul Papo! Excelent! Super acțiune a lui Papo! Iată că victima preferată a gazdelor în acest meci, că nu uităm, Papo a fost pus la pământ rău de tot în două rânduri, este cel care fructifică această fază când și-a ales și Ghezana să cadă. A, nu de la el vine, de la pasa aia lui Popescu. La Ovidiu Popescu, da, el a greșit acolo. Pantea nu atacă, dau asta și el și se uită. Și Papo, jucător tehnic, jucător inspirat, cu soluții. Papo! Frumos gol! O primă de 80.000 de euro îi așteaptă pe rapidiști în cazul obținerii unei victorii în această seară. Au fost contre între patronii celor două formații înainte de joc. Becali a spus, zice și Șucu așa, el știe de fapt că n-are cum să dea banii ăștia. De cealaltă parte, patronul Rapidului foarte hotărât că echipa sa va reuși să câștige astăzi în fața acestui adversar. Coman! Bun șutul. Bun șutul și intervenția, zice, normală a lui Horațiu Moldovan. Se resimte sau nu se simte prea bine Coman. E totuși portarul național, ne așteptam la o asemenea paradă. Dar Ovidiu Popescu are un început de meci, sau mă rog, o repriză, 40 de minute groaznice. Va fi și sfârșit groaznice pentru el. Probabil că va intra Djokovic! Bară! Cine a fost? Băluță? Băluță, da. Aștept să-l vedem pe Djokovic în repriza a doua. Popescu a și greșit pasa aceea, are și cartonaș galben. Vine bine, Băluță, vine bine la colțul scurt. Execuție grea. Foarte grea execuția. Lovește mingea din aer. Bate Vaie. Hei! Gol! Rapid! Iacob! Al treilea gol în 6 luni pentru Iacob, stoperul Rapidului. Două goluri la 5-1, gol aici pentru 2-0. Delir, delir în peluza Giuleștiului. Ce voleu prinde Iacob pe în bună titlu. Dreptate, pe bună dreptate. Uite-te la Daua. Stai puțin, Daua pleacă de lângă Iacob sau în Ghezana? Daua pleacă, Daua pleacă. Dacă Ghezana vedea... era aici, era cu săpunarul. Cert e că amândoi îl țineau pe săpunarul.
Cred că în toată istoria fotbalului nostru n-a fost jucător care să primească mai multe șanse total nemeritat decât acest Daua. Coman scoate la marginea careului pentru șut. Șut încearcă pătrunderea, Popescu, Companio. Mingea este bâlbâită și scoasă de Borza. Ocazie mare pentru... S-a retras și Alex Ioniță pentru a bloca această pasă scurtă. Gol! Daua! Marchează, dar rămân la părerea că treaba lui ar trebui să fie alta, nu să dea pe lângă minge când e în apărare. Un gol de care FCSB avea mare nevoie, un gol care vine, aș zice, la timp. Mai sunt și de minte, cel puțin până la final. Rămâne de văzut care este replica Rapidului, pasă foarte bună pentru Fulcio. Fulcio este în careu, centru Fulcio, sau șutează mai degrabă, intervine Târnovanu, imediat a venit acest răspuns, atât de trăios idului, condus de Ioniță, trece Fulcio, primește Brown. Și șutează în brațele portarului, Christopher Brown. Urcă Radunovici. Așteaptă Rotariu în careu. Coman, Rotariu! Cred că era offside. Mai vine o centrare. Coman, șut, gol! Offside. Le spune cineva lui șut că e offside. A fost offside la faza precedentă. La Rotariu. Da, Sebastian Gheorghe. Da, asta n-am să înțeleg. Îngemânarea asta de linii, una albastră, una roșie. Cred că e mai clar fără linii.